Proiectul primăriei care prevede sterilizarea câinilor cu stăpân nu este luat în seamă de slătineni. Deși se realizează gratuit, până la această dată niciun slătinean nu s-a prezentat la cabinetul doctorului veterinar. Programul are drept scop reducerea numărului câinilor de pe străzi, iar acest lucru nu se poate face decât prin stoparea, în primul rând, a înmulțirii câinilor de rasă comună din curțile slătinenilor. Din păcate, până la această oră, nu avem nicio solicitare în acest sens. Sperăm că cetățenii municipiului Slatina vor conștientiza importanța acestei sterilizări, da, în ideea de a preveni abandonul și înmulțirea necontrolată, și vor depune solicitări la primărie sau la sediul adăpostului în vederea sterilizării gratuite a câinilor cu stăpân. În urma licitației organizate de către primărie, de implementarea acestui proiect se ocupă un medic veterinar. Cei care vor să beneficieze de sterilizarea câinelui gratuit pot să meargă la cabinetul medicului veterinar Marius Eugen Popa, de pe strada Andrei, numărul 11. Trebuie să depună o solicitare scrisă, cum vă spuneam, la sediul primăriei sau la sediul adăpostului, și documentele care atestă proveniența cățelului, în speță carnetul de sănătate. Slătinenii trebuie să știe că prin această campanie a municipalității fac și o economie substanțială. Pentru sterilizarea unui câine de talie mică trebuie să scoateți din buzunare cel puțin 54 de lei, a unui câine de talie mijlocie 120 de lei, iar a unui câine de talie mare 160 de lei. Această campanie a municipalității se desfășoară timp de un an și are alocat un buget de peste 200 de mii de lei.